realiza în cadrul CDL-ului realizarea instalațiilor electrice terestre și navale o schemă de acționare a unui vinci sau a unei triodine. Acționarea astea triunghi, care este o acționare mai complicată, aici avem un panou care deja funcționează, iar voi trebuie să ajungeți la forma finală, realizând pacheta alăturată. Ca să vă explic principiul de funcționare. Motorul este acționat întâi în stea, după care este în triunghi. Trecerea de la stea la triunghi se realizează cu un releu de timp. Da? Acționarea se face prin contactoare, iar protecția motorului se realizează prin releul termic pentru care are protecție la suprasarcină. Iar pentru scurt circuit ce avem? Întreruptorul automat. Corect. Bravo. În cazul în care apare suprasarcina, o șurubelniță, așa. Bravo, ce face releul termic? Sesizează suprasarcina, așteaptă să vadă dacă se persistă curentul așa de mare, după care declanșează. Da? Motorul astfel este oprit. Da? Se remediază defecțiunea, după care ce se face? Se resetează. Așa, releul termic și apoi repornim. Lămpile care sunt aici așezate prezintă odată contactorul de linie care tot timpul trebuie să fie alimentat, iar acestea au fost steaua, respectiv triunghiul. Da? Da. Așa cum am precizat mai devreme, vom realiza această machetă, da? Schema stea triunghi care funcționează alăturat. Da? O oprim pe aceasta, o scoatem de sub tensiune, te rog frumos, scoate de sub tensiune. Și aveți o fișă de lucru în care sunt date schema de forță, respectiv schema de comandă. În cazul în care, da, să identificăm pentru început echipamentele care le utilizăm, deci în urma acestei lecții, dumneavoastră trebuie să cunoașteți, da, să puteți să citiți schema electrică și să identificăm echipamentele electrice. Avem aici întreruptorul tetrapolar, care este acesta. Așa, aici ce avem? Întreruptorul bipolar, care este? Acesta. Bravo! Apoi, acesta ce este? Releul termic. Acesta. Bun. Și acestea ce sunt? Contactoarele. Contactoare și anume contactele de forță. Dumneavoastră trebuie să faceți, să urmăriți schema electrică și să trasați conductoarele din aproape în aproape. Astfel, de la, cum zice schema, de la interruptor automat ne ducem în contactorul de linie, care este acesta. Da? Deci vom duce trei conductoare de aici, ne ducem în contactul la contacte de forță, apoi, ce zice schema? Ieșim și ne ducem unde? Către contactele de forță ale releului termic. Perfect. Apoi de aici, unde ne ducem? La motor. La motor. Și anume, ce avem? U1, V1, W1, începuturile înfășurării motorului nostru. Da? După care. Apoi ce facem? De aici îmi indică că avem o punte, da? Trei punți. Unde? De în ordine, le luăm pe toate în ordine, da? Da? Și de aici ne ducem către motor, se vede pe partea aceasta, da? Unde la sfârșiturile înfășurările motorului, și anume U2, B2, W2. Apoi, ca să realizăm steaua, facem din nou punți, ca așa îmi indică aici, iar steaua se va realiza prin două punți aici, da? Pentru început vom face numai partea de forță, urmând apoi să facem și partea de comandă.